Sâmbătă, 18 august, se dă startul în Liga 4 a județului Giurgiu la fotbal, ediția 2012-2013. Noul campionat prezintă la start 18 echipe reunite într-o singură serie. Reamintim că au retrogradat în ediția trecută AS Crevedia, Constructorul Bolintin Deal, Constructorul Malu Spart și Victoria Falaștoac. Au promovat Rapid Vărăști și AS Ghimpați. De menționat că Argeșul Mihăilești și Rapid Clejani, care au evoluat în Liga 3-a, au abandonat primii din cauza arbitrajelor, ceilalți din cauza problemelor financiare. Cele două echipe, inclusiv Avântul Florești, care deși promovase în eșalonul 3 a renunțat, vor evolua în Liga 4. Iată competitoarele care sâmbătă ora 18 se vor prezenta la debutul noului campionat. Nova Force Giurgiu, Argeșul Mihăilești, Rapid Clejani, FC Bolintin Vale, Viitorul Vedea, Avântul Florești, Adunații Copăceni, Spicul Izvorul, Ase Prundu, Ase Scărișoara, Zmeii Ogrezeni, Dragonii Ogrezeni, Progresul Palanca, Voința Slobozia, Dunărea Oinacu, Inter Zorile, Real Vărăști și Unirea Ghimpați. Echipa clubului Nova Force, singura ambasadoare a fotbalului din regiunea noastră, rămasă în activitate după desființarea clubului Dunărea Giurgiu și Astra Giurgiu, își va disputa partidele din acest campionat pe stadionul Dunărea, așa că vă putem anunța că sâmbătă de la ora 18 pe acest stadion va întâlni pe Dragonii Ogrezeni în prima etapă a turului. Cu echipă tânără, Nova Force, antrenată de Liviu Boboc și Dorian Gârlea, dorește să reediteze evoluțiile bune din campionatele trecute și de ce nu să atace promovarea în Liga 3 a fotbalului din România. Nu ne rămâne decât să îi urăm mult succes!